ONU, de fapt, a fost practic primul partener de dezvoltare care a reacționat rapid și, de fapt, a venit anume să se alinieze la necesitățile guvernului și să ofere un suport în combaterea pandemiei în perioada cea mai dificilă, exact la debut. A fost anume un document elaborat pe calea participativă și, de fapt, unde s-a analizat anume impactul care a avut această pandemie asupra domeniului social, economic și alte aspecte la nivel de societate. Raportul este, așa cum spuneam, este într-o manieră participativă, unde au fost implicate toate autoritățile, toate părțile interesate, toate organizațiile, pentru a avea un raport cât mai calitativ, de a identifica exact provocările care sau problemele care le-a generat această pandemie, dar și măsurile de intervenție. Și aici, cel puțin din partea Cancelarului de Stat, ca instituție care o reprezint, și pot să vă asigur de tot suportul și tot angajamentul de a implementa recomandările care sunt în acest raport, de a colabora cu autoritățile în procesul de implementare a recomandărilor și de a încerca, ca împreună cu autoritățile, să le reflectăm în documentele de politici sectoriale, în așa fel încât intervențiile de politici pe care le avem să le avem foarte axate pe redresare economică, redresare socială și revenirea pe o pistă pozitivă în urmare acestei pandemii.